Avertisment pentru managerul complexului energetic Oltenia, Sorin Boza, cel care declara în urmă cu câteva zile că nu se pune problema unor schimbări, este contrazis de liderul PNL Gorj. Dan Vâlceanu îi transmite că orice funcție trebuie ocupată de cea mai bine pregătită persoană. Dacă dânsul e sigur, foarte bine, eu nu sunt sigur nici pentru mine. Da? Atâta siguranță, mă rog, e emoționantă, dar, repet, siguranța asta pe funcție n-ar trebui să o aibă nimeni. Dar pentru că până la urmă nu iese nimeni la pensie din funcția pe care o are. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie fiecare să-și analizeze cum și-a desfășurat mandatul, modul în care și-a dus la îndeplinire obiectivele și faptul că poate oricând să fie unul mai bun decât tine, care poate ocupa funcția. Liderul liberal afirmă că la CEO, ca și la alte instituții, urmează evaluări ale managementului. Oricum se face o evaluare. Bineînțeles că se face o evaluare în fiecare an ar fi trebuit să se facă. A, că nu s-a făcut până acum și că ei au avut un interes politic întotdeauna în această companie, cei de la PSD, e cu totul altceva. Dar, așa cum știți, conform oricui contract de mandat, la finalul fiecărui an, trebuie analizați indicatorii de performanță pe care i-ai scris în contractul de mandat. Vâlceanu declară că l-ar fi schimbat pe Sorin Boza dacă ar fi putut lua această decizie, cunoscut fiind faptul că liberalul șef a contestat constant managementul lui Boza. Dacă era după mine, l-aș fi schimbat deja. Dacă era numai după mine. Da? Dar, așa cum știți, există niște proceduri care trebuie îndeplinite ca să poți schimba un manager. Da? Și tocmai v-am detaliat înainte care sunt criteriile prin care poți păstra sau schimba un manager. Singurele discuții pe care le-am avut cu domnul Boza și chiar și cu ministrul economiei se referă la lucruri care privesc activitatea complexului energetic Oltenia și nici de cum discuții legate de funcție. Niciodată n-am discutat așa ceva. Pentru că v-am spus, dacă eram eu angajatorul, nu, eu l-aș fi schimbat de mult. Dacă eram eu angajatorul. Dar angajatorul este statul român, prin acum noul Minister al Economiei. Și bineînțeles că noi am putea, da, să luăm decizia unei demiteri fără să mai așteptăm indicatori, dar asta n-ar face decât să ne conducă către un proces. Sorin Boza a fost impus de alianța ALDE-PSD pe mandatul acestuia, compania împrumutându-se la bănci ca să achite certificatele de CO2.